Din 15 decembrie, românii își vor putea cumpăra electrocasnice și electronice noi prin programul Rabla pentru electrocasnice. Programul are un buget total de 40 de milioane de lei și va permite utilarea caselor cu aparate electrocasnice de ultimă generație pentru cel puțin 100 de mii de oameni. Rabla pentru electrocasnice 2020 a introdus în lista echipamentelor finanțate prin administrația Fondului pentru Mediu patru produse care nu au existat în edițiile anterioare, aspiratoare, uscătoare de rufe, laptopuri și tablete. Valoarea voucherului pentru fiecare din cele nouă echipamente finanțate este... Pentru laptopuri, finanțare de 500 de lei, aparate de aer condiționat, frigidere sau combine frigorifice, televizoare, uscătoare de rufe, mașini de spălat vase cu finanțare nerambursabilă de 400 de lei, tablete și mașini de spălat rufe, finanțare nerambursabilă de 300 de lei, aspiratoare cu finanțare nerambursabilă de 200 de lei. Un solicitant poate obține mai multe vouchere, dar pentru produse diferite, respectiv un voucher pentru un anumit tip de produs, echipamentul vechi care va fi predat comerciantului trebuie să fie de același tip cu cel nou achiziționat, cu două excepții: pentru uscătoarele de rufe și pentru mașinile de spălat vase sunt acceptate aparate vechi din restul listei programului. În zilele următoare se va desfășura procesul de validare a comercianților în program, urmând ca lista acestora să poată fi consultată pe site-ul AFM.